Lovitură dată astăzi de Curtea Constituțională Serviciului Român de Informații. CCR a declarat neconstituțional un articol în baza căruia erau date mandate de interceptare pe siguranță națională. Este vorba de articolul 3, litera F, din legea numărul 51 din 1991, privind siguranța națională a României, care sună așa. Constituie amenințări la adresa securității naționale a României următoarele, subminarea, sabotajul sau orice alte acțiuni care au ca scop înlăturarea prin forța instituțiilor democratice ale statului, oricare aduc atingere gravă drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români sau pot aduce atingere capacității de apărare ori altor asemenea interese ale țării, precum și actele de distrugere, degradare ori aducere în stare de neîntrebuințare a structurilor necesare bunei desfășurări a vieții social-economice sau apărării naționale. În urma deliberărilor, CCR cu majoritate de voturi a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma ori altor asemenea interese ale țării din această lege este neconstituțională. În motivarea soluției de admitere pronunțate, cu a constatat că sintagma ori altor asemenea interese ale țării încalcă prevederile constituționale cuprinse în articolul 1 aliniatul 5 care consacră principiul legalității în componenta sa referitoare la claritatea și previzibilitatea legii, articolul 26 referitor la viața privată și articolul 53 care reglementează condițiile restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. Arată instanța constituțională printr-un comunicat de presă. Cu alte cuvinte, sintagma respectivă nu este clară și poate afecta viața privată și poate duce la strângerea unor drepturi sau libertăți. După această decizie, jurnalista Sorina Matei a criticat în termeni duri SRI pentru legislația depășită din domeniul siguranței naționale. Dacă SRI nu-și schimbă legea 51, riscă să rămână fără lege și fără mandate de siguranță națională. Este a doua oară în acest an când CCR declară neconstituționale sintagme chiar din același articol, în urma sesizărilor ridicate de instanțe, pentru că articolele și sintagmele din legea SRI sunt vagi, laxe, confuze, lipsite de rigoare, pline de nonsensuri juridice, certe, imprevizibile, utilizând termeni general lipsite de claritate și previzibilitate, sintagme care au fost speculate timp de 27 de ani de SRI și care au dus la abuzuri în solicitările de emitere a mandatelor de siguranță națională și, mai grav, la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale, a scris Sorina Matei pe rețeaua de socializare Facebook. Decizia Curții Constituționale este definitivă și general obligatorie, iar acum Parlamentul este obligat să modifice legea în concordanță cu dispozițiile instanței constituționale.